cu troiașul de pui și cu bucata de, de pâine pusă pe burtă. Mâncam. Când am ieșit din Basarabia încoace de-am trecut Iașul, a început să oprească la Iași cei mai grav răniți, i-a dat la Iași. Pe mine m-a ajuns vagonul meu la Buzău. Am cerut eu, domnule, nu știu, capitan ce-a fost, aș vrea să merg la Brașov, aveam un unchi la Brașov. Camarade, nu se poate, tot vagonul aici să... este pentru Buzău repartizat. Ne-a dat jos de la vagon, ne-au luat cu tărgile și ne-a dus la flotila de aviație. La flotila de aviație era ai noștri făcut un spital de campanie. Flotila de aviație, clădirea. Parcă mă uit, ne-a băgat la baie și să lipise sângele trecuse prin pansament, să lipise pe picior. Când se mă desfacă, a început să chine. O domnișoară sau doamnă ce-a fost, una mă ținea, camarade, de unde ești? Și alta mă desfăcea la picior. M-a desfăcut, m-a curățit, m-a pansat, m-a suit sus la cameră. Pe 14 octombrie a căzut Odessa. Atunci ai noștri, da măi, au luptat mereu ăștia 4 zile și au capturat, adică s-au retras rușii pe mare. Am stătut la flotila de pe 14 a căzut-o, de gata, să noi care nu știam, să termine războiul. Gata, românii, gata, am luat Odessa, nu mai avem de luptat nimic. De unde să fie așa? Ce-ați gândit atunci? Ați scăpat de suferință? Am scăpat în viață și s-a terminat războiul. Credeam noi care nu știam ce înseamnă asta. Am stat 21 de zile la spitalul ăsta, flotila de aviație, și s-a desfințat. Frontul s-a îndepărtat și s-a desfințat spitalul. Mi-a dat, pe mine m-a dat spitalul Gârlaj. Câtă suferință era în spitalul ăla? Pansamentele erau. Că unii chireau, unii mai grav, unii mai ușor grav. Și am stat 47 de zile în spital la Buzău. M-a dat la spitalul Gârlaj. Spitalul civil. După 47 de zile mi-a dat concediu medical, mi-a băgat la comisie. Dar parcă mă uit, era trei colonii. De un colonel Ursu. Vorbesc acolo că auzeam, zice, nu-i dăm drumul că mai încă nu eram vindecat bine. Să trăi, domnule colonel, sunt caporalul Predan Ilie, vreau să-mi dăm și mie concediu acum, că am în comună dispensar medical și mă pansez acolo. Ți-au vorbit dânsii, mi-au dat 40 de zile concediu medical, până pe data de 10 ianuarie 42. Am făcut concediu medical sărbătorile acasă. Am plecat din nou la Sibiu. Când am plecat la Sibiu, pe la 5 sau 10 sau 15 februarie, zice, cam în jurul 1-10, veni ordine să se formeze un detașament de 50 de oameni. 50 de soldați să plece pe front din nou, din ăștia răniță. Cunoșteam pe un domn major Neacșu. Zice, băi, camarade, tu ai făcut școala sanitară, am făcut, domnule major. Am un copil și i s-a umplat aici, Orion. Ce tratament ar trebui să-i fac acasă? Orionul se tratează mai mult cu comprese. După ce discutarea mea asta, domnule major, nu se poate să mă amâna și pe mine. Eu, zice, te amân. Dar fii atent, te trimit acum detașamentul ăsta de 50 de persoane. Vă trimit la divizie, nu vă mai trimit la unitatea la 90 și panterie. Și ține cont că nu are nici 30% morți compania 18 anticar divizionară. Te duci tot pe funcție de sanitar. Se formă, domnișoară, detașamentul de 50 de persoane și ne pune la un vagon și direcția frontul. Mi-aduc aminte la Vâlcea, femei în
în gară cu sticla cu vin să vândă. Uite, vedeți dumneavoastră aici. M-am dat jos și am cumpărat o sticlă de vin. Între timp s-a plecat trenul. Și când am băgat să... s-a atras și a închis-o al din gând și mi-a rupt aici așa, uite așa mi l-a făcut. Și să m-am pasat, cum m-am pasat, am venit la Piatra Olt. La Piatra Olt era Crucea Roșie, formată din gări, stații de astea mari, pentru ajutoare. M-am pasat, am venit la București, la Gara de Nord. Mi-a dat jos, a spus că nu au tren, nu au vagon pentru Tiraspol. A stătut, nu știu, două zile sau trei. Atunci am intrat în magazinul Sora, ce n-am văzut eu, dacă ați auzit, poate dumneavoastră, domnule Tumescu. Magazin mare, de la cel mai mic obiect până la cel mai mare. După trei zile sau patru, ne-a pus la vagon, ne-a dus la Tiraspol. Acolo am stătut două zile, la marginea orașului, în niște cazărmi rusești. Dar cazărmi cum sunt, cum era grajurile la noi colectiv, așa aveau rușii cazărmile. Parcă mă uit, avea și o biserică. Și era un popă român care făcea slujba acolo duminica. Au venit mașinile și ne-a luat două mașini, direcția front. Am mers la Odessa. Pe Odessa atunci am trecut cu mașina, că mergeam către front. Când am ieșit la portul Odessa, era stive de saci, de nisip, cât o fi fost, cât vedeai cu ochii pe marginea mării negre. Ne-a dus la Nicolaev. La Nicolaev este un râu ca Nistru, ca jiul nostru mai mare, Bug. Ne-a trecut Bugul. Am mers cu mașina, am ajuns la... La ce oraș a fost? Nicolaev. Și am ajuns la... Către ce direcție? Către Crimeea. Crimeea, cum credeți că este? Este o insulă, Marea Neagră într-o parte, se vede din tren. Într-o parte și Marea de Azov într-alta. Cam să fie un kilometru sau poate mai mult. Din tren am văzut. Rușii făcuseră din cale, din traverse de cale ferată, uite așa, trei sudate, ca să nu treacă tancurile nemțești și românești care au fost înaintea noastră. Noi mergeam acum, nu mai luptam pe ei, mergeam direct la front, la poziție. Însă tot aviația a distrus aviația nemțească și au trecut. Am ajuns la... În Crimea, că spun, o stație de cale ferată, unde ne-a bombardat rușii. Câtă ură întâlnești? Da. Păi eu am mers cu vagoanele, cu trenul, cu așa, cu acolo, n-am mai mers cu mașinile, am luat cu trenul. Ce gara a fost, mă? Ne-a bombardat noaptea, aviația rusească. Nu știu câți au din noi, că am mai lipsit din bombardament. Ne-a dat jos la, într-o gară. Să plecăm către front. Mergem către front, era luna lui februarie, la Islam Terec. Islam Terec era cam 20 de kilometri de linia frontului. Adusese nemții un tun care bombarda după calea ferată comunele alea unde am ajuns. Mergeam într-o comună, Barac. Dăm de regimentul 18 dorobanți pedepsit. Îi trăsese pe poziție, au atacat rușii și i-au fugit. Și de pedeapsă, ce credeți pedeapsă le dă?
făcea instrucția de recrut. Când mai e până la, tot am mai mult, 7-10 km, la Giancoiu Mic. Giancoiu Mare unde era bombardat, acum mi-am să aminte. La Giancoiu Mic era dincolo de aici, făcuse de rușii, un șanț anticar din Marea Neagră, Marea de Azov. Știți ce e șanț anticar? Exact cum este canalul de la Galicia Mare. Dacă vine tancul și cade așa, nu mai poate să mai urce, să mai treacă. Dar ai noștri care fusese înainte, cam, eu cunosc regimentul 33 infanterii care i-am văzut să dea tunurile noastre de la compania anti-anticar. Și regimentul 18 dorobanți. Că regimentul 90 infanterie nu l-au mai băgat pe poziție și l-au oprit la pericop de pază. Pe mine nu mai făceam parte de regiment, ci făceam parte de divizie, dar... Ce credeți, domnișoară? Apa, cum îi luați ai noștri, care a fost înainte, regimentul 33 infanterie, regimentul nostru, ăsta 18 dorobanți, îi trecuseră pe ruși în fugă, am pus piciorul pe cal cu căruța în canalul ăsta, înghețați și treceam peste căruță și peste calul caii morți. Cum a vrut să fugă, acolo l-a lovit și acolo a rămas cu tot. I-a dus în Giancoiul ăsta mic, un sat. Iată babe cum sunt eu și cum este baba asta bătrână. Luam apă pentru făcut mâncare, puneam piciorul pe căruță și pe cal și luam din canal de colea așa apă și făceam mâncare. O zi și o noapte, pe poziție, făcea cu schimbul. De exemplu, aici era comuna și la 6-7 km, sau poate mai mult, era linia frontului. Eu eram la grupul de comandă. Ca sanitar, nu aveam misiune la tunuri, cam aveam 12 tunuri la compania asta de anticar, contra tancurilor. Tunurile, la 300 de metri în spate, linii întâi. Dacă în cazul de respingere a linii de infanterie, tunurile, sau atacă cu tancurile, știi? Tunurile distrugeau tancurile astea. Domnișoară, a venit ori din toată grupa, merge în noaptea asta pe poziție. Și era un viscol. Domnule locotenent, ce facem noi că nemții ne-au ocupat poziția, gropile, adică poziția. Și stăm o zi și o noapte pe poziție și o zi și o noapte în cantonament, la 6-7 km în spate, în sat. Domnișoară, atăca rușii cu aviația. Am văzut avion, în spatele nostru aveam compania 238 de anteriană. La 3-400 de metri în spatele nostru, unde era la Giancoiul ăsta mic. Și a bătut ai noștri cu artileria, a dat într-un avion rusesc, le-a dat pe jumătate. O jumătate a plecat într-o parte și o jumătate într-alta. Iar un pilot rus a sărit din avion. Cum credeți că l-a prijuit? Uite ca pe o pasăre. Păi i-ar sarsă părul pe aici. L-au luat nemții imediat, că ei conduceau. Și o parte din avion căzuse la 200-300 de metri. Noi, curioși ăștia care eram în satul ăsta, să vedem ce este acolo. Când am acolo, a făcut, dar nu a ajuns să aveam poate 100 de metri până la, poate mai mult, a făcut explozie o bombă care era din avion. Ne-a dus acolo, doi ruși mai rămăseseră în el, morți. Vreo săptămână, două de zile, cu ura ardea grăsimea, carnea. Doamnă, mă duceam, eram cu unguri, adică tot România, de-aia de naționalitate maghiară. Cum îl chema, mă?
să ducem mâncare pe poziție. Aveam cal. Calul. Marmidele, două marmide puse pe cal. Una într-o parte, una într-alta. Două boși. Vă duceți pe poziție cu mâncarea. Cum ne orientam? Aveam un tank distrus de ai noștri. Tank rusesc. Ne-a doboși ajuns, sărăm aici la tankul ăsta. De aici trebuie să mai mergem 3-400 de metri până la linia întâi. Merg sără, mână, noaptea. Bă, compania 18-a, nimic. Mânia doboșaia sunt rușii care se văd de acolo, aveau faruri la tancuri, da, departe, nu aproape. Dintr-o stare îmi dărâs și începem să strigăm. Am nemerit, aud pe unii, bă, trageți-mă cu acea, că aici suntem. Domnișoară, ne dătruță nemțe niște peștile, așa să spuneam, ca cutia de cremă, cu sau, să zic pe românește, așa cum înțeleg eu. Asta și la mijloc un fitil. Aprindeam fitilul și mâncam în groapă. Foaia de corp pusă deasupra ca să nu se vadă lumina dacă trece aviația și mâncam la peștile alea. Și pe urmă veneam de unde am plecat cu asta. Am stătut acolo pe poziție, susținea și regimentul 33 infanterie, îndeteață la divizia noastră. Susținea cu tunurile. Am avut un coleg de aici, un băiat din sat de la mine. Au atacat rușii și au ocupat un sat. Nu mai știu cum îi spunea. Și ai noștri au fugit. A rămas unul între rușii, n-au mai plecat din sat de aici. Și a rămas unul dincolo de comună. Capitanul spune, Molcuț și la un sergent, vă duceți, faceți tot posibil și luați tunul. Aveam 12 tunuri la companie. Au plecat prin ninsoare. Sergentul a venit rănit, dar Dumitru Molcuț ăsta n-a mai venit. Ce e cu Molcuț? Molcuț zice, a murit. Rușii n-a mai dat. N-au mai trecut de comună, dar când a văzut că s-a dus ia tunul, s-au pus cu mitralierele pe ei. Am stătut acolo pe poziție la Cherci până pe 27 de martie, 42. Ne umplusem de păduci, păduci pe noi nespălați, mai de lume, ne îmbrăcați, ce stății mantaua aia de cald. Ne-a dus în capitala Crimeei, Simferopol. Ne-a dus la de parazitare, la o baie, baie mare, centrală. Ne-a băgat acolo, ne-a deparazitat, ne-a curățit de păduchi, ne-a curățit. Haine la etubă. Pe 2 aprilie a fost Paștile, 42. Ce credeți că ne-a dat de Paști? Era la o periferie cartiruiță. Ne-a adus câte un cozonac Gagel din București, așa, împachetat, cam de 250-300 de grame. Și câte două ouă roșii. Am stătut prima zi și a doua, acolo, noi, compania asta. Și spune așa, plotonul de pușcași, că acolo în Crimea nu se putea atăca la Sevastopol cu tancurile, din cauza munților. Plotonul de pușcași și grupul de comandă pleacă la Sabli. Sabli era o comună la 13-14 km de capitala Crimeei, Simferopol. De ce ne ducea acolo? Partizanii ai noștri când au ocupat ce au ocupat teritoriul rusesc, dar la Sibir câte o vacă de la colhoz. Și partizanii ruși care fugiseră munți atăcau comuna, se ducea și luau vaca și o tăiau și o mâncau în pădure, în munți.
Mai erau și nemți acolo care făceau de pază. Asta a fost în luna lui aprilie. Când ne-am dus acolo, eu dacă eram la grupul de comandă, nu m-a dat, dar grupul ăsta de, plutonul ăsta de pușcași, s-a format posturi fixe pe marginea comunii. Dar mai erau și nemți care păzeau, nu numai românii. Am stătut luna lui aprilie. Parcă mă gândesc acum. Era joi după Paști. Un rus în vârstă vine cu un ou roșu în mână, nu roșu, era făcut, cred că în foi de ceapă, care e gălbui. Și m-a văzut că eram ceapă, am 20 de ani, 21 de ani. Și îmi dă o ola și ia și de Paști. Când ne-am dus, nu era nimeni în comună. Nu era pe mine. Nu s-au temut? Hai puțin. Ce să credeți? Toate se refugiaseră. Că propaganda rusească le băgase în cap că românii vin și schingiu și își bag joc de femei și fac ce nu trebuie, de nelegiuit. Găsim o basarabeancă, măi tată din Basarabia, ajunsase acolo. De mult. Ce e cu femeile de aparite? Una a apărut acum după o săptămână, una 3-4 zile. Păi zice, uite ce, nouă ni s-a spus că românii și italienii când ajung în comune fac rău, omoară, împușcă, bajocoresc. Ceea ce n-a fost așa. Găsesc și o puștoaică, o rusoaică, tot ca și mie tine, nu bătrân. Acum noi, grupul de comandă, păzam și pe locotenent. Sala făceam cu schimburi, sentinele la casa unde locuia el. Dar ce, dacă venea partizanii, mă împușca, de pe mine și mă împușca pe el. Stând eu așa, în scapătul soarelui, văd cam la un kilometru, mai poate mai puțin, nu mai mult. De vânătorii de munte, că vânătorii de munte au fost cea mai armata de elită a României. Ce gonea o găină. Venea fugind, veni găina și se băgă în niște boscheți acolo. Eu, hop, o luai, păi făcui ce făcui, când vei camarade, o găină. Nu e, măi, camarade, nu e. Nu e. Eu am luat găina, dar nu m-am dus să o mâncăm la grupul de comandă. M-am dus la fața asta acolo, cu găina băgată. Mă luă fața pe ușă, mă băgă. Când mă băgă înăuntru, domnule, ce să spun? Dar mă știu de mine. O 3-4 ruși, dar în vârstă. Roată. Ce să mai fac eu? N-ai vrut-o la cuvă. Păi dacă am intrat în casă. Aia bătrâni, rusoaica o femeie, eu scosă-i găina. Ce să fac cu ea, spunea. Dar eu dacă nu știam rusăștia, s-o tai la gă, s-o mănânci. Domnule, să fi stat 10 minute. Dar nu mă știam de mine, eram... Putea să mă omoare, ca așa se spunea, că partizanii omorau. Dar nu și aia bătete cum sunteți dumneavoastră, ce vorbeau ei nu știu, eu ce vorbeam ei nu știu. Am ieșit afară și am plecat. M-am dus iar la cantonamentul meu unde eram. Asta a fost toată luna lui aprilie. Ne-a luat de acolo plutonul ăsta de pușcași. Deci asta a fost luna de vacanță. Da. Da, de vacanță. Unde credeți că ne-a dus? La Bacșisărai, era un orășel de tătari.